Bine v-am regăsit la primul videoclip din 2022. Doamne, a trecut atât de repede 2021. Înainte să intrăm în videoclip și în toate produsele pe care le am lângă mine, vreau să vă urez un an nou fericit și plin de tot ce vă doriți voi, sănătate și să se întâmple toate lucrurile așa cum vă doriți voi. Am un mood foarte bun de început de an, am avut un revelion chiar foarte drăguț și am zis să filmez acum pentru că înainte să înceapă școala, să filmez, aș vrea cel puțin 2 clipuri în avans. Eu o să fiu plecată, o să plec mâine, voi o să vedeți toată treaba asta pe Instagram, dacă mă urmăriți acolo, vă las în descriere contul meu de Instagram. Așa că m-am hotărât ca în dimineața aceasta să filmez, să ne bem cafeluța împreună și să testez produsele sau câteva produse dintre cele pe care le-am primit în adventul de anul acesta pe care l-am avut de la Douglas. O să vă las o poză aici cu el și vă las și un card în care vi l-am arătat foarte, foarte puțin într-un daily vlog și m-am gândit că ar fi chiar o idee bună să testez câteva dintre aceste produse pentru că adventurile s-ar putea ca încă să le mai găsiți. Cel puțin anul trecut știu că le aveau la Douglas și prin martie-aprilie. Acum depinde de care adventuri, pentru că ei au vreo 3-4 și depinde, adică fiecare conține altceva și așa mai departe. Și am și câteva produse, foarte puține, 3 cred că, da, pe care le-am primit de Crăciun. Și vreau să vi le arăt și pe acelea pentru că sunt super mulțumită de ele. O să încep cu crema. Am această cremă de la Neutrogena pe care o știți, nu o să insist pe ea. O să încep să nu mă lungesc foarte mult pentru că am multe produse. Vă ziceam că o să fiu plecată, o să vedeți asta pe Instagram și o să fac și daily vlog, mă rog, o să fac și vlog de călătorie. Sper să mă țin de el pentru că o să fie câteva zile. Plecăm luni, ne întoarcem vineri. Am luat bilete la Paris și sunt foarte fericită. Mâine plecăm, încă nu realizez, nu știu cum de. Eu înainte eram foarte entuziasmată când plecam undeva, nu dormeam cu o noapte înainte, dar nu știu, acum am multe lucruri de făcut pentru școală, pentru că vacanța asta, într-adevăr, m-am relaxat. M-am odihnit, deci azi m-am trezit la 10:30, aproape 11, acum vreo 3 zile m-am trezit la 1, deci a fost extraordinar de bine. Crema asta e o cremă foarte bună, hidratantă, mie mereu mi se înroșește fața după ce mă dau cu cremă. Am și recumpărat-o pentru că asta aproape o termin, e foarte bună. Și apoi am acest ser pentru strălucire de la Sephora pe care l-am luat eu de Black Friday, dar l-am primit abia de Crăciun. Așa arată, e super bun. Singura, sunt două lucruri care nu-mi plac, se consumă extrem de repede, deci vedeți cât am consumat din el și l-am folosit de vreo 3-4 ori maxim. Și încă o chestie care nu-mi place și nu știu dacă se întâmplă așa strict la produsul ăsta pe care l-am eu în mână, adică la recipientul ăsta sau așa sunt toate, pompița asta cam stropește, asta nu prea-mi place, vedeți, stropește, e destul de aiurea, dar în rest produsul e foarte bun, e într-adevăr un ser de hidratare și eu îl folosesc și cu treaba pe care am luat-o de pe Shein, nu știu dacă știți la ce mă refer, chestia cu care faci masaj facial, vă las o poză, nu mi-a trecut prin cap să o aduc lângă mine. Dar uneori îl aplic doar așa cu degetele, uneori cu treaba aia și aia chiar mi se pare bună, adică, nu știu, ajută pentru contouring aici, e destul de tare. Bun, ăsta a fost undeva la 50 de lei, cred, și cred că ăsta e prețul lui normal, așa că dacă vă interesează, puteți să intrați pe Sephora să-l căutați. O să încep să vă las eu link-uri în descriere, dacă vă interesează produse de aici și o să încerc să caut și linkul pentru advent. Bun, acum vreau să vă arăt câteva lucruri pe care le-am primit în advent și pe care nu o să le folosesc în clipul acesta. Am 2 ape micelare pe care o să le iau cu mine. În fine, o să vedeți, o să fac un clip, cred, sper să nu vorbesc aiurea pentru că nu știu dacă mai apuc, dar mâine dimineață aș vrea, noi plecăm mâine seară și mâine dimineață aș vrea să fac un clip în care să vă arăt ce-mi iau cu mine. Sunt 2
demachiante, unul pentru ochi și buze și unul pentru față și ochi. Cel pentru ochi și buze este bifazic acesta, iar ăsta e un demachiant normal, sunt așa micuțe. Ăsta este pentru ochi sensibili și au 30 de ml, văd că expiră 6 luni, deci numai bine o să le folosesc acum și sper să-mi ajungă. Dar cred că o să-mi ajungă, adică stăm doar 4 zile, 4 nopți, deci da, sper să îmi ajungă. Sunt din gama, nu știu să vă zic, Douglas Essential, cred, nu știu exact, nu prea sunt familiarizată cu produsele Douglas, adică nu cu cele de la firmă proprie Douglas. Am mai primit un gel de duș care miroase extrem de bine și miroase destul de puternic prin ambalaj, nici nu l-am desigilat, e cu bergamotă și cu sare de mare, arată așa, cred că și pe ăsta o să-l iau cu mine. N-am mai folosit geluri de duș din astea. Apoi am primit o cremă de mâini în advent care arată așa, nu știu exact cu ce floare este. Așa arată, n-am folosit-o până acum, o are mama și a zis că îi place și că e destul de ok. Ea e foarte sensibilă la mirosuri, adică nu îi place orice fel de miros, dar nu știu, eu n-am treabă. Mai am încă o cremă de la Sephora, aceea cu cotton flower sau nu știu exact cum se numește. E super bună, vă pun poze și pe aia am primit-o tot de Crăciun, ea acolo, nu mai mă ridic să da, pun poză. Am mai primit două treburi din astea, două fiole. Așa arată, asta e cu sclipici și asta de jos e cu sclipici, iar cea de sus nu știu exact care-i treaba cu ea, e așa incolor. Asta cu sclipici e cu vitamine și asta l-altă e, se numește Aqua Perfect și ambele sunt din gama Skin Focus, cred. Până una alta mă dau și cu acest balsam de buze de la Palmer's, cred că v-am mai vorbit despre el, că e foarte bun, nu știu, nu cred că îmi pune focus, dar în fine. Am mai primit o mască tot în advent, de la Douglas, vă pun poză cu ea, nu cred că i-am făcut eu poză, dar încerc să caut pe net, a fost super bună. Era o mască, așa, venea într-o chestie rotundă și era o mască hrănitoare, avea ambalaj galben. Am folosit-o de 3 ori, deci chiar am folosit-o mult și pentru că nu era foarte mare ambalajul, a fost foarte spornică și chiar a hidratat și a fost super bună. Și am mai primit încă ceva, niște chestii de pus sub ochi, niște peciuri de ochi, celor alea am făcut poză, cred, vă las aici undeva poza. Alea, na, nu pot să zic că am observat vreo diferență după ce le-am folosit sau că au fost foarte wow, nici nu mi s-au părut atât de fresh, de, nu pot să zic că a fost ceva nemai văzut, dar în fine, au fost binevenite. Mai am un rimel pe care vreau să vi-l arăt pentru că nu vreau să-l desfac. Mai am încă un rimel pe care abia l-am desfăcut, ăsta îmi place foarte mult și n-am vrut să risc, pentru că ăsta nu știu cum e și n-am vrut să-l desfac pentru că se usucă dacă îl desfac. Sper că îmi pune focus pe el. Bun, cred că, nu, am mai primit, voiam să zic că cred că cam atâta. Bine, am mai primit niște lucruri, am mai primit niște, nu știu, o treabă din aia să o pui pe ochi când e lumină și vrei să dormi. Am mai primit așa niște lucruri. Da, le-am pus, le-am depozitat, le-am mai dat, am mai primit și un lip liner roz, dar prea roz pentru mine și pe acela l-am dat. Am primit, de exemplu, această pensetă, care să știți că e foarte bună și drăguță, așa că e aurie, foarte festivă. Am mai primit și un întărcător de gene și chiar aveam nevoie de unul, foarte, chiar își face treaba bine. Am mai primit un tuș și de tuș chiar aveam nevoie. Se numește Cat Eyes, nu știu, Douglas Cat Eyes. Tot de la Sephora de Crăciun am primit această cremă de la Dr. Jart Cicaper, care este foarte bună. Sper că îmi pune focus pe ea. Am luat-o în variantă mică. De fapt, și pe asta am luat-o eu tot de Black Friday. A fost undeva la, nu mai știu, 60 de lei, ceva de genul. Are 15 ml asta, dar să știți că e foarte spornică. Vine într-un recipient atât de drăguț și micuț, e verde în interior, pentru că dacă nu știți, cu toate că e foarte populară crema asta și am auzit numai păreri bune despre ea, de asta am și vrut să o încerc, este verde pentru că ar trebui să, și chiar face asta, neutralizează roșiața de pe ten, e super bună, deci e foarte, foarte bună și sunt convinsă că o să o folosesc foarte mult, o să dau zoom. Asta pentru că la școală eu nu mai pot cu masca, deci efectiv nu mai pot și când mă dau cu fond de ten, pentru că mai am unele zile în care după școală trebuie să merg să mă văd cu oameni, să merg în anumite locuri și atunci
Mă dau și cu fond de ten. Dar, nu știu, transpiră cumva fața, nu știu, fondul ăla de ten nu se comportă bine sub mască. Probabil e și vina fondului de ten pe care eu îl folosesc. L-am tot pe acela pe care îl folosesc de mult timp, de la Rimmel London, ăla cu capac roșu. Și crema asta, într-adevăr, e tare bună. Acum am și câteva coșuri, o să aplic eu după aia concealer peste ele. Dar dă un glow natural în primul rând, de asta eu aplic pudră cam de fiecare dată după ce mă dau cu ea. Trebuie întinsă foarte, foarte bine pentru că vreau să vă zic că se strânge sub ochi, pentru că cumva capătă culoarea pielii și atunci când te demachiezi arată pe discheta de machiant, arată efectiv ca și un fond de ten, adică culoare din aceea de fond de ten. Bun, acum o să aplic un pic de corector, o să aplic pe coșuri sau pe unde vreau eu să mai intervin și o să aplic și sub ochi. Mă bate gândul anul ăsta să fac un clip, adică anul ăsta, mă rog, acum în viitorul apropiat, nu știu exact când o să am timp, dar în fine, mă bate gândul să fac un video cu, nu știu, tips and tricks de make-up de pe TikTok. Eu n-am TikTok, adică am avut TikTok, dar mi l-am dezinstalat acum mai bine de un an. Dar, nu știu, dacă vi se pare o idee bună să îmi ziceți în comentarii. Am mai dat zoom ceva mai mult ca să puteți vedea mai bine. Acum o să iau o pensulă cu care aplic de obicei pudră. Asta este pensula, am luat-o de pe Shein și o pensulă tare bună pentru a aplica pudra sub ochi, aplic eu cu ea. Nu știu dacă pentru asta a fost făcută, dar e tare bună. Am această pudră de la Dermacol care e un pic cam deschisă, dar mi s-a spart cealaltă pe care o aveam de la Essence. O să merg probabil azi sau mâine, cred de fapt, înainte să plecăm să-mi iau alta, că nu prea îmi place. Adică asta e bună, dar mi se pare prea deschisă și era ok în vară pentru că aveam un fond de ten ceva mai închis și mă descurcam bine, adică fuzionau bine produsele astea, dar acum nu prea mai merge. Bun, și acum o să aplic produs de conturare. L-am pe acesta de la Maybelline Face and Studio Contour. O să fac și machiajul ochilor, că n-am specificat asta pentru că am și două palete să vi le arăt. Asta este sticul de conturare, am niște unghii care sunt tematic cu mini și le-am făcut special pentru că plec la Paris. Și că o să fie în tematică, așa că am salvat modelul și mi le-am făcut așa ultima oară când am fost la unghii. Aplic acest produs pe care l-am luat tot în comanda aia, l-am venit tot de pe 1001 cosmetice sau nu, de pe Makeup Shop l-am luat? Nu, de pe 1001 cosmetice. Ăsta este un produs de la Bourjois, un produs lichid din gama Healthy Mix. Eu am nuanța 01 Raspberry și vine cu un aplicator ceva mai ciudat. Trebuie să am grijă să nu stropesc, dar în rest îmi place foarte mult, deci foarte mult îmi place produsul ăsta. Știu că acum arăt ca un clown, dar o să vin cu burețelul ăsta și o să estompez. Deci e super, super natural. Am aici un coș, dar o să mai aplic un pic de concealer pe el. Acum iau pudră și aplic puțină pudră pe restul feței. Doar nasul și aici conturez de obicei, în rest nu conturez fața. Iau un șervețel umed cu care îmi curăț sprâncenele, în cazul în care a ajuns pudră sau, mă rog, ceva pe ele. Am acest produs de la Essence pe care îl știți pentru că îl folosesc de o grămadă de timp. Asta, din păcate, e o nuanță mai închisă.
Make Me Brow se numește și trebuie să-l știți că e destul de popular produsul. Nu aplic foarte mult. Mi se pare ușor de folosit, de aplicat, de... e chiar tare produsul ăsta și vine la un preț foarte, foarte bun. Ochilor. Am și pensulele aici lângă mine. Pensulele, unele sunt primite, altele am un set, v-am zis, de pe Shane și e super tare setul ăla. Bun, am aici două palete, o să le folosesc pe amândouă. Mai întâi vi le arăt. O am pe asta pe care am primit-o tot în advent. Se numește Pretty Eyes, o paletă așa micuță cu 6 nuanțe. Le-am folosit deja, fac și swatch-uri, o să pun aici un video sau o poză cu swatch-uri. Nu le-am folosit de foarte multe ori, nu știu, cred că de 2 ori am folosit paleta asta. Rozurile astea nu pot să zic, astea dau bine, astea se numește Fire Red, e un roz mai închis care o dă un pic spre un vișiniu. Rozurile astea nu se potrivesc neapărat cu ochii mei sau nu știu, nu-mi place mie neapărat cum arată roz. Dar astea, în rest, sunt foarte ok și le folosesc. Ăsta, iar mi se pare foarte drăguț. Ăsta e un auriu tare drăguț și e tare paleta asta. Adică e interesantă. Nu cred că mi-aș fi cumpărat-o eu în mod normal, pentru că n-am prea multe palete, că nu prea folosesc. Adică, nu știu, am folosit de Revelion ceva din paletele astea două. Și cam atâta. O mai am pe asta de la Sephora, care nu știu de ce am eu impresia că e din colecția trecută, de anul trecut, dar nu cred, pentru că nu cred că se mai găseau produsele, habar n-am. Ideea e că și pe asta am luat-o de Black Friday și asta a fost super ieftin, nu știu, cred că a fost undeva la 26 de lei, deci un preț foarte ok. Se numește Little Wishes și este un trio. Deja am stricat o culoare, mă rog, stricat în sensul în care am... În fine, o să vedeți despre ce vorbesc. Îmi plac tare mult astea. Dacă ar fi să fac așa o comparație, astea îmi plac mai mult decât cele de la Douglas, pentru că sunt mai pigmentate, nu sunt deloc prăfoase. O să fac swatch-uri și la asta. În principal pe asta o să o folosesc pentru că e tare bună, nu știu, tare mulțumită de ea, chiar nu mă așteptam să fie atât de bună și cred că o să folosesc fardurile astea ceva mai des. Și mai am încă un fard, așa un mono auriu de la... E un auriu șampanie așa foarte fain, tot de la Douglas, tot în advent l-am primit și pe ăsta. Și așa arată. O să iau din paleta asta fardul ăsta, Shine Nude, ăsta de aici, și îl aplic pe toată pleoapa, să fie așa un fard de... neutralizare. Bine, ăsta are ceva acolo. Toată pleoapa. Cred că o să mai dau un pic de zoom. Am și spălat pensulele înainte să filmez. Adică le-am șters cu un șervețel umed, că dacă le spălam nu se uscau. Și culorile s-ar putea să se vadă un pic mai intens sau nu știu exact. Da, pe cameră oricum se văd mai intens decât în realitate. Nu știu, foarte dubios, pentru că în rest par foarte albă. Și pe cameră culorile de la ochi o să se vadă mai intens decât le văd eu în oglindă. Una dintre treburile la care sunt atente este să fie intensitatea la fel în ambele, la ambii ochi. O să iau pensula asta pe care o am tot de pe Shein. Nu știu dacă îmi pune focus pe ea ca să vedeți forma ei. O să o iau pe aceasta și iau fardul acesta din paleta de la Sephora. Bun, și pe acesta îl aplic aici. Exact aici o să-l aplic. Și aplic aici. Nu-mi fac probleme pentru că, vedeți, arată ciudat la început, dar nu-mi fac probleme pentru că o să blenduiesc după aia, o să estompez. Și mă duc cu fardul până pe aici.
natural. Și în general fac, încerc să fac în paralel ambii ochi, dar treaba asta cu estomparea îmi place să o fac imediat după ce am aplicat fardul, ca să văd exact cum vreau să arate la celălalt ochi. Acum fac același lucru, dau aici o formă să fie la fel asemănătoare cu ce am făcut la ochiul ăsta, la alt. La ochiul drept mi se pare ceva mai alungit, așa că iau fardul de la început și fac așa puțin. Dau forma să fie alungit, iar după aia șterg surplusul. O să aplic un fard sclipicios, o să-l aplic pe acesta, glittery, așa, care nu-i foarte intens, pe ăsta de la Douglas. O pensulă plată, o iau pe aceasta. Din nou, cu cât are pe ei mai fix și cu cât e mai rigidă, cu atâta obții un rezultat mai intens. Cu cât e pensula mai fluffy, obții un rezultat mult mai natural, mai light, mai... Da, nu foarte intens. Și iau și aplic exact aici, până mă duc până în colțul intern oarecum. Cam ăsta e rezultatul final la ochi. Din nou, la ochiul drept, cel puțin pe cameră, pare ceva mai intens decât la stângul și nu știu exact de ce, dar e ok. O să scot zoom-ul acum ca să vedeți cum se vede de la distanță. Deci cam așa arată totul. Mie îmi place cum arată, adică cam lucrul ăsta l-am avut și de Revelion. O să aplic și rimel. Bine, de Revelion am avut ceva mai mult glitter și pe am aplicat highlighter, adică... Bun, o să aplic rimel, îl folosesc pe ăsta de la Maybelline, High, Sky High, care e genial de bun. E destul de popular rimelul ăsta. Sigur îl știți, dar nu știu de ce nu vreau să-mi pun un focus pe el. Bun, în sfârșit. Da, și îl aplic, nu mai folosesc întorcător de gene, pentru că o să strice machiajul pe care l-am pe pleoape. Aplic, de fapt, două creioane de buze. Pe unul îl aplic, pe ăsta mai închis, este, nu știu, 047 cappuccino, cred, dar pe care nu cred că îl mai găsiți. Îl aplic pe buza de jos și aici, la mijlocul ei, aplicarea și depășesc un pic conturul, dar nu foarte mult pentru că nu vreau să se vadă aiurea. După care aplic și... creionul ăsta de la Essence, nu știu să vă zic nuanța, ori e 07 ori 08, ceva de genul. Acum o să vin cu acest produs de buze. Am două pe care le-am primit în advent. Așa arată. Ăsta e un gloss, adică se numește Shiny Kiss. Miroase genial, a cocos, a vanilie, nu știu, miroase foarte bine. O să fac și swatch. Și v-am zis că e așa mai lichid, nu se usucă mat, dar nu e nici chiar un gloss, adică el pare mat, vedeți, n-are sclipici, n-are luciu în el, deci nu e chiar un gloss, dar nu se usucă mat. Dar îmi place, deci îmi place tare mult textura lui și nu l-am purtat ca să vă zic cât rezist, adică l-am aplicat, dar să văd cum arată și îmi place, deci îmi place pentru că nu e prea roșu, nu știu, e așa un zmeură, nu știu, arată genial, deci mie chiar îmi place foarte mult cum arată, nu știu exact unde o să găsesc eu ocazia potrivită să-l port, dar e tare fain. Și o să vă zic și cât rezistă și așa, numai să găsesc ocazia potrivită să-l port. Și mai am pe ăsta care se numește Matte Kiss, deci ăsta e mat. Arată așa, dar... Da, nu v-am zis nuanțele. Ăsta este nuanța Shiny Red.
Și zice shake before use, deci n-am știut treaba asta. La ambele scrie shake before use. Și ăsta e matte nude, nuanța, și arată așa. Eu nu le-am văzut pe astea la Douglas, nu știu, nici nu prea pot să zic că m-am uitat după ele, dar nu mi-au sărit în cale. Ăsta miroase la fel de bine. Doamne, miroase ca și am eu un, tot așa, un produs mat care are o nuanță foarte asemănătoare cu ăstuia de la Huda. Și pe ăla l-am luat când am fost ultima oară în Paris. Doamne, ce amintiri frumoase. Bun, fac și la ăsta swatch și după îl aplic. Mai ăsta nu pot să zic, ei zic că e mat, dar nu pot să zic că se usucă complet. Deci, sau se usucă, dar foarte greu. Seamănă un pic cu alea de la NYX, pentru că soft matte-urile alea de la NYX, pentru că nici alea nu se usucă complet. Sau, nu știu, ai impresia mea. Și acum îl aplic pe ăsta. Doar pe centrul buzei. Are un miros așa fain, mentolat. Și așa arată rezultatul final. Cred că am lungit-o foarte mult cu clipul ăsta. Cred că am filmat undeva la 40 de minute. Nu știu exact cât o să tai din ea și așa mai departe. Dar eu sper tare mult că v-a plăcut clipul de astăzi și sper să mă urmăriți în continuare și în 2022. Sper să reușesc să postez clipul ăsta sâmbăta viitoare. Azi e duminică când filmez. Eu sper să reușesc să-l postez sâmbăta viitoare. Și da, până una alta mă puteți urmări pe Instagram și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă tare mulțumesc că ați rămas cu mine și că dacă ați ajuns până aici, bravo vouă, scrieți-mi în comentarii dacă ați ajuns până aici. Dacă aveți idei de clipuri pe care vreți să le fac în 2022, iar puteți să-mi lăsați idei în comentarii și noi ne vedem data viitoare.